Înțelegem că zilele acestea domnul Negoiță încearcă o revenire în partid. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? O revenire care creează totuși nemulțumiri. Da, dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Este un subiect important. Nu este doar cazul domnului Robert Negoiță. Sunt mulți foști colegi care au plecat din partid, care astăzi vor să reîntoarcă către noi. Adică ne dorim într-adevăr să reunificăm stânga. Dar evident, fiecare caz trebuie luat în considerare într-o manieră foarte, foarte clară, discutată în forumurile organizaționale ale Partidului Social Democrat. În prezent nu a fost nicio discuție cu privire la domnul Negoiță sau alți foști colegi. E important să auzim vocea tuturor, pentru că, da, eu recunosc, domnul Robert Negoiță este unul dintre cei mai buni primari din România și a fost un bun coleg în Partidul Social Democrat. Ori s-a oferit la un moment dat șansa să revină și nu a dorit acest lucru. De aceea, cred că trebuie să discutăm aceste aspecte. Sunt convins că conducerea partidului are mult mai multe informații decât am eu. Trebuie să discutăm și cu colegii de la București, să găsim forma cea mai bună. Toți cei care vor să contribuie evident și eficient la viitorul Partidului Social Democrat sunt bineveniți, dar fără să, nu știu, să creăm tensiuni sau alte tipuri de lucruri, alte situații de acest fel, pentru că Partidul Social Democrat astăzi se află într-un proces de reconstrucție, începem un proces de redefinire ideologică a partidului, începem să facem câteva lucruri esențiale și importante să menținem direcția care ne-a condus la acel rezultat extrem de bun la alegerile parlamentare, unde am luat aproape 30%. Deci înțeleg că dumneavoastră sunteți pentru o revenire. Înțeleg că trebuie puteți înțelege că a domnului Negoiță în PSD. Că voi fi dispus să ascult și vocea lui și a celor care îl susțin și care au motive să nu îl susțină. Este esențial să avem acest dialog, pentru că nu e vorba doar despre Robert aici. Este vorba despre mult mai mult decât atât, despre modul în care îi vom trata pe cei care ne-au părăsit și care la un moment dat poate au decis să ne critique, deși cred eu că au greșit fundamental atunci când au decis să critique, mai ales ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Adică eu sunt unul dintre cei care au semnat, atât de Robert Negoiță, de Marcel Ciolacu, de Paul Stănescu, scrisoarea aceea care a atras atenția asupra problemelor din PSD. Dar am decis să rămânem în Partidul Social Democrat, să luptăm aici pentru o schimbare. Schimbarea a început acum aproape un an, trebuie să continue acest proces și cred că toți cei care au criticat această schimbare au greșit și de aceea trebuie să fim extrem de precauți atunci când luăm o decizie.